Cristea Fluierătoru este judecat pentru complicitate la abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acesta se numără printre cele 5 persoane acuzate de comiterea unor fapte care au legătură cu proiectul de modernizare a drumului Știucani-Miculești. Bărbatul a fost pus în libertate în luna decembrie anului trecut, după 5 luni de arest preventiv. Astăzi a mai primit o veste bună. Dispune luarea măsurii controlului judiciar până la soluționarea definitivă a cauzei față de inculpații Fluierătoru Cristea, Benga Gheorghe Sandu, Giura Nicolae Pătru, Florentin și Crețan Vasile. Impune inculpaților să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați, să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanța cu privire la schimbarea locuinței, să se prezinte la poliția orașului Motru conform programului de supraveghere și să nu depășească granițele țării decât cu încuvințarea prealabilă a organului judiciar. Au anunțat judecătorii târgujeni. Această veste nu poate decât să-l bucure pe Cristea Fluierătoru. Mai întâi vrea să-și viziteze părinții din Dolj. O libertate în care pot să-mi câștig existența, că doar nu să stau într-o comunitate, să stau într-un birou sau să nu fac nimic. V-ați decis unde veți merge? Aveți planuri? Dacă am planul, deocamdată nu se merg, sunt la servici, deocamdată nu merg niciunde. Merg probabil să vizitez părinți, după care pe 18 am instanță, după 18 probabil la spital pentru o coronarografie. Următorul termen de judecată va avea loc pe data de 18 februarie. Eu sper să se urgenteze cu expertiza. În mare, martorii acuzării s-au terminat de audiat, mai sunt 2 sau 3. Instanța l-a mai anunțat că încălcarea cu rea credință a obligațiilor care îi revin va duce la înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau chiar la arestarea preventivă.